Bine v-am găsit la cheia zilei. Sunt Miocină, care avem o ediție de mare excepție în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Și primele imagini pe care vi le prezint sunt de la protestele violente ce se extind în Europa înainte de Paști. Vă arăt că este stare de asediu la Istanbul și veți vedea scene ca de război de stradă. Sunt zeci de mii de polițiști mobilizați în marile orașe. Vă prezint și decizia politică a momentului. PSD și PNL vor avea candidați separați. Vă arăt care este strategia pentru Cotroceni și vă spun cum se rezolvă ruptura între PNL și PSD. Vă prezint și eșecul taxării șmecherilor și vă arăt că statul nu știe de la cine și cât să ia taxe. Toată lumea îi vede, numai statul nu-i găsește pe bogații netaxați. La 798 de zile de război vă prezint atacul rușilor cu rachete aproape de România. Vă arăt planul lui Vladimir Putin și vă spun unde își concentrează acum ofensiva. La final vă prezint imagini apocaliptice, cu orașul lovit de 10.000 de fulgere într-o singură noapte. Veți vedea că noaptea s-a luminat ca ziua. Toate acestea într-o ediție de mare excepție a cheii zilei, care începe chiar acum. Imaginele pe care le-ați văzut au fost de la Istanbul și din Franța. Cele de la Istanbul, foarte interesant, Sultanul Erdoğan a decis să scoată poliția în stradă, de obicei nu o face. De data asta a interzis protestele și cu toate astea protestele au avut loc. Sunt proteste tradiționale. De fiecare 1 de mai, sindicatele din Turcia și Franța în special au aceste proteste dure, proteste care se lasă de obicei cu violențe. Ceea ce e interesant de observat este că imaginile din Turcia arată o poliție care stă și încasează bețele peste cap și peste scut de la protestatari. E adevărat, sunt bețe de alea de plastic pe care stau steagurile, spre deosebire de poliția franceză care, ca de obicei, nu acceptă nimic și începe și împarte bastoane și lacrimogene în stânga și în dreapta, lăsându-se chiar cu nevoia de a aduce ajutor sanitar, l-auzeați pe unul dintre protestatari urlând, medic, medic! Da, sunt protestele, repet, tradiționale de 1 mai, să nu uităm totuși că 1 mai, sigur, la noi după 89 a devenit de mici și bere. Dar în 1 mai este de fapt, nu, 1 mai
muncitoresc. Este Ziua Internațională a Muncii și sindicatele iau foarte în serios această sărbătoare, repet, în Franța, în special acolo unde sindicatele sunt foarte puternice. Alături de mine astăzi, domnul Florin Spătaru de la PSD, consilier al premierului Ciolacu și fost ministru al economiei, și domnul Alexandru Cociș, deputat Forța Dreptei. Bun găsit! Bună seara! Bună seara, bună seara tuturor! La noi e pe bază de liniște și pace, suntem cu toții prieteni, nu ne ciomăgim. E Ziua Internațională a Muncii pe care noi o sărbătorim, nu-i așa, mergând la mare dacă stai în sud, te duci frumos și ești tânăr, mai ales tineri se duc la mare. Acolo, într-adevăr, și acolo poate să iasă cu bătăi noaptea, însă, pe la cluburi, când prea multă băutură, prea multe droguri, dar la noi mișcarea sindicală, slavă Domnului, nu zic eu slavă Domnului, că sunt așa mai libertarian de fel, slavă Domnului, nu produce astfel de manifestări. Cred că are și de-a face, domnule ministru, cu faptul că la noi totuși 1 mai s-a defilat foarte mult, încât acum n-ai mai vrea să ieși iarăși în stradă, chiar dacă defilarea ar fi protest. Da, avem o istorie în spate, într-adevăr, și de 1 mai erau acele demonstrații ale puterii politice de la acea vreme care celebra acest 1 mai. Dar să știți că nu trebuie să fii neapărat tânăr ca să fii la mare. De exemplu, eu sunt la Constanța pentru că sunt apropiat de Constanța și... Sunteți tânăr. Da, mi-a făcut întotdeauna plăcere să vin acolo pentru că marea pentru un navalist întotdeauna este locul care atrage cel mai mult. Dar este adevărat că pentru români 1 mai este o zi de sărbătoare. Este o zi în care ne spunem la mulți ani, noi cei care muncim zi de zi, pentru că e un moment în care... La mulți ani. Vă zic, nici eu n-am zis cuiva, dar nici mie nu mi-a zis nimeni la mulți ani, ca atare nu, cu toate că, iată, muncim. Mie mi-au spus inclusiv pe contul de Facebook și ăsta e un lucru bun, pentru că oamenii apreciază acest moment și faptul că eu, social-democrat fiind, apreciez tot ceea ce fac, acei oameni, cred că e oamenii care mă înconjoară și oamenii care lucrează în industrie. Aia, cred că ca social-democrat. Dar, domnul deputat, știți, îmi aduc aminte, după defilări, după acea demonstrație de putere politică din 89, vă aduceți aminte totuși că au venit micii lui Vanghelie, micii și berea. Păi. Adică aia a fost, ăla a fost declicul de libertate absolută în care am uitat și de sindicate și asta... de Ziua Muncii și de muncă și de la mulți ani. Asta nu au descoperit încă în Franța, nu au descoperit micii, berea, cârnații cu fasole, că dacă i-ar fi descoperit nu mai aveau protestele astea. De ce zic în Franța? Îl trimitem pe Vanghelie în schimb de experiență. De ce zic în Franța? Pentru că acolo sunt genul ăsta de proteste ca să facem proteste. Nu sunt neapărat foarte bine coagulate, nu au o idee principală împotriva căreia sau pentru care să protesteze. Acolo sunt tot felul. Am înțeles că există și un protest în memoria Ioanei d'Arc și tot felul. În schimb, în Turcia este ceva cu totul diferit. Acolo inflația a ajuns la 70%, oamenii sunt disperați, iar sistemul autocratic al lui Erdogan începe să se clatine. În urmă cu o lună de zile a pierdut principalele orașe din Turcia, cele mai mari 5 orașe, inclusiv Istanbulul, în alegerile locale. Și dacă mă întrebați pe mine, diferența de atitudine dintre polițiștii din Franța, care sunt foarte agresivi cu protestatarii, tocmai pentru că nu este cristalizată o acțiune de protest coerentă pentru ceva anume, de obicei este. De ce să... Da, și vestele galbene au avut un protest. Nu, mă refer acum, mă refer astăzi, dar dacă vă uitați la... Azi e de 1 mai, e tradițional, dacă este pentru munca împotriva asupririi clasei muncitoare. Da, dar din punctul meu de vedere, în Turcia, în Istanbul, la acele imagini, lipsa de reacție a forțelor de ordine este tocmai o mișcare politică prin care cei care se uită la televizor să se solidarizeze cu polițiștii, să zică, ia uite, domne, cum lovesc în bieții polițiști, și ei n-au nicio reacție. Practic, tot Erdogan se iasă pozitiv din această manifestație.
Da, a ieșit foarte bine. Noi mergem mai departe. Breaking news. Divorț în coaliție? Semnul întrebării. De ce zic divorț în coaliție? Semnul întrebării. Pentru că sursele noastre ne spun că la prezidențiale partidele vor merge cu candidat propriu. E, dacă la locale a mai mers această schizofrenie între suntem prieteni pe europarlamentare și suntem concurenți pe locale, la prezidențiale e mai greu, căci vorbim de tot partidul cu președintele partidului, care probabil va fi candidat, în frunte. Și atunci, practic, păruiala trebuie să aibă loc. E, cum guvernezi împreună și te păruiești și să nu vină cineva să-mi spună că pe programe, că iar mă bufnește râsul, dar rămâne de văzut cum o vor face. Informația a fost obținută de colega mea, Marina Cioacă. Bun găsit, Marina! Bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Se conturează tot mai mult scenariul în care PNL și PSD vor merge separat cu candidați, separați la alegerile prezidențiale. Pe surse am aflat că în interiorul coaliției se discută în ultima vreme tot mai mult de acești candidați separați. Pe de-o parte, sursele noastre din interiorul Partidului Național Liberal ne-au dezvăluit că liderii PNL își doresc tot mai mult ca Nicolae Ciucă să fie candidatul PNL la alegerile prezidențiale. Se fac chiar presiuni pentru ca Nicolae Ciucă să fie candidat, iar cei de la PNL consideră că eșecul candidatului comun independent de la Primăria Generală a Capitalei este semnalul clar că cele două partide nu ar trebui să meargă împreună la alegerile prezidențiale. Același lucru se discută, spun sursele noastre, și în interiorul PSD, care nu mai vrea să renunțe și vrea să își impună propriul om, cel mai probabil pe Marcel Ciolacu în cursă. Asta pentru că PSD nu a mai reușit să își câștige alegerile prezidențiale de mai bine de 20 de ani și tocmai de aceea este miza cea mai mare a Partidului Social Democrat. Se duc negocieri, iar după alegerile locale din 9 iunie se va lua și o decizie, dar bineînțeles și președintele Klaus Iohannis se implică în acest negocieri și va avea un cuvânt greu de spus. Da, greu, Marina, doar că se pare că nu va putea să-i adune la același candidat, pentru că nu e așa, presiunea, și asta o spun de un an de zile de când discutăm subiectul prezidențialelor și spun mereu, dom'le, am trăit momentul, am fost acolo 2013-2014 prin Antonescu. Presiunea care era în PSD, chiar și cu Victor Ponta, care nu vrea la vremea aceea să candideze, și presiunea a fost atât de mare încât până la urmă, ca să zic așa, i-au dat brânci până la, i-au rupt gâtul pe scări. Același lucru, domnule ministru, bănuiesc că se va întâmpla și de data asta tot cu un Ciolacu, care la fel ca și Ponta, nu e foarte dornic să candideze la prezidențiale. Mai degrabă îi place Palatul Victoria decât Cotroceniu, că e mai multă adrenalină, e mai implicat și așa mai departe. Dar am impresia că partidul îi va da un brânci serios de tot. Acum întrebarea e dacă îi păscări sau în față doar. Nu contest faptul că experiența pe care am avut-o la București cu candidatul unic nu va fi luată în considerare. Este normal să facem acest lucru, dar credem că este momentul social-democrației și e momentul ca Partidul Social-Democrat să dea, într-adevăr, să dea președintele României, pentru că parcurgem un moment foarte important. Și tocmai din această perspectivă considerăm că atât prin ceea ce am făcut la guvernare și prin programul pe care urmează să-l avem în perioada 2025-2029 este adevărat împreună cu partenerii de coaliție de la PNL, dar președintele României și politica este... Haideți că știm foarte bine că votul e pe contre, nu pe programe.
Da, votul e pe contre, nu pe programe, o știm de întotdeauna. Sigur. În fiecare, la fiecare scrutin spunem, domne, dar poate totuși de data asta se va uita lumea la programe? Nu. Ne uităm la scos ochii, la dat pumne în ochi, la nasoale. Ceea ce însă e interesant și aici e de comentat. Într-adevăr, teoretic, pentru prima oară PSD-ul de la Iliescu încoace ar avea matematic șansa în turul 2 să câștige. De ce? Pentru că, indiferent că intre cu aur și atunci se repetă anul 2000, sau că intră cu ciucă și atunci votul aur ar ajuta PSD-ul să depășească numărul de antipesediști și ar avea ocazia. Doar că a mai apărut, ca întotdeauna, a mai apărut încă o problemuță. Mircea Joana a declarat că va candida și el. E, de unde ia el? Din bazinul PSD-ului. Mircea Joana a făcut o declarație în acest sens, este adevărat, dar haideți să vedem, știți cum e, până la momentul în care se depun aceste candidaturi, mai e ceva timp. Haideți să vedem ce se întâmplă pe... Ați putea să luați de candidat, de exemplu. Da, dar știți, au mai fost cazuri în care oameni care și-au dorit, în ultimul moment s-au răzgândit. Asta nu înseamnă neapărat că Mircea Joana se va răzgândi, e o opțiune a dânsului, dar Partidul Social Democrat, dacă va merge singur în alegeri, bineînțeles că va avea un candidat propriu din cadrul partidului pe care îl susține. Și apropo de comentariul dumneavoastră vis-a-vis de împinsul pe scări, în niciun caz dacă acest candidat este Marcel Ciolacu, cu siguranță nu Partidul Social Democrat va împinge pe scări candidatul. Să vă uitați în istoria partidului, că până acum n-a existat președinte de PSD, de fapt nici de PNL, dacă stau să mă gândesc foarte atent, care pierzând alegerile n-a fost împins pe scări. Să-și rupă gâtul, mă refer. Domnule deputat, n-aveți un candidat care să se bată pentru turul 2, adică dacă suntem obiectivi, sigur o să-mi spuneți că ba da, dar încă o dată, în sensul obiectivității de care mă cunoașteți, nu e. Întrebarea este cum veți juca în turul 2 și cum veți reuși să rupeți acel vot al lui Aur, care evident se va duce către candidatul PSD într-un tur 2, dacă nu are candidat propriu în turul 2. Domnule Șnehăr, țineți minte emisiunea aceasta și că o să mai ne întâlnim și în perioada campaniei prezidențiale. Țineți minte emisiunea aceasta, vă dau un scris că Alianța Dreapta Unită va avea candidat de tur 2. Garantez pentru chestiunea asta. Și dacă va avea candidat de tur 2, iarăși, eu cred că va câștiga și alegerile prezidențiale. Miza, știți și dumneavoastră, că este să bagi candidatul Dreptei în turul 2. Și de acolo... Oamenii, în mod natural, votează mai mult. Păi nu, că de data asta, repet, de data asta, nu, matematic nu mai așa. Întotdeauna aveți dreptate. Întotdeauna era treaba ca Dreapta să-și bage candidat în turul 2, pentru că tot votul anti-PSD se ducea către Dreapta și votul anti-PSD în România este cu 1-2% mai mare decât votul PSD singur. Numai că de data asta aurul schimbă balanța. O să vedeți că aur iese sub Dreapta Unită la alegerile europarlamentare și tot acest trend se va menține și se va accentua pe măsură ce ne apropiem și de prezidențiale și de parlamentare. Asta iarăși vă dau un scris, o să avem emisiuni și o să spuneți da, știu că ați spus mai demult și ați avut dreptate. O să vedeți că așa este. Asta odată. Pe ce mizează PSD-ul? Înregistrează această emisiune, da? Producătorul meu, și o punem deoparte, da? Și o luăm de referință, dar vă repet, rog, chiar vă rog. Nu chiar vă rog. Cum? Să știți că am mai spus lucruri în emisiunile dumneavoastră care s-au adeverit. Inclusiv cu retragerea candidatului comun de la București. Am spus-o și s-a adeverit. De acord. Acolo am fost de acord cu toții că va fi retras, am fost de acord cu toții că va fi retras, a fost ajutat să fie retras chiar dintre cei care teoretic l-au pus, mă rog, cel puțin au zis că l-au pus, adică a fost acolo, o vedeam, era o construcție pe care o vedeam cu toții că se întâmplă. Vă spun care este strategia PSD-ului, pe ce mizează. PNL-ul va avea candidat de locul 4
Iarăși vă dau un scris, o să vedeți că așa este. De locul 4, dacă merge pe mâna lui Nicolae Ciucă. Și strategia PSD-ului este să mizeze nu pe AUR, pentru că AUR nu va reuși să bage candidat în turul 2, că va intra candidatul Alianței Dreapta Unită. Strategia este să mizeze pe susținerea PNL-ului în turul 2. Doar că dacă ne aducem aminte anul 2009, n-a funcționat prea bine. Și iarăși candidatul stângii a rămas în afara prezidențialelor. Erați în PNL când toată lumea spunea că Klaus Iohannis nu are nicio șansă? Da, categoric. Sunt din 2008, am fost din 2008 în PNL. Poate vă uitați puțin la cine locuiește la Cotroceni și o să vedeți cum dar e, ascultați-mă, toată lumea spunea că Klaus Iohannis nu are nicio șansă, dar nu și noi contează. În PNL. Nu și noi în PNL la vremea respectivă. Ce spun este că mașina de vot a unui partid atât de mare, și PSD și PNL, indiferent cum vreți să o luați, sunt totuși cele mai mari partide, cele mai mari mașinării existente în momentul de față în România. Că-s bune, că-s rele, puteți să discutăm despre ele. Haideți să vă zic de ce nu funcționează mașinăria de vot. Dar ele există. Ascultați-mă, vă zic de ce nu funcționează mașinăria de vot a partidelor la prezidențiale turul 2. Doar la turul 2, pentru că în turul 1, într-adevăr, PSD-ul a câștigat aproape întotdeauna mai puțin la ultimele alegeri prezidențiale turul 1. Dar de ce nu funcționează pentru turul 2? Pentru că este cea mai ridicată prezență la vot dintre toate tipurile de alegeri. Și atunci mașinăria de partid se gripează. Mașinăria de partid are un potențial limitat de a genera voturi. Când prezența este foarte mare, mașinăria de partid nu mai funcționează, pentru că voturile acelea sunt diluate în procentul total. Da. Teoria foarte corectă, vă rog. Un ultim comentariu de amici. Continuați această bătălie cu AUR, e foarte bine, vă urez succes să vă bateți cu ei, dar este clar și recunoaște și dumneavoastră faptul că diferența între PSD, și vorbesc de PSD, și dumneavoastră este enormă. Da? Asta nu o stabilim nici eu, nici dumneavoastră, o să o stabilească alegătorii. Da, bineînțeles. Dar știți foarte bine că în urma sondajelor este o diferență foarte mare. Faptul că dumneavoastră spuneți că veți avea un candidat în turul 2, având USR-ul până la urmă locomotivă, cred că ar fi bine să vă uitați și poate domnul Schnecker vă ajută să vă uitați la ultimele sondaje, să vedeți pe unde e USR-ul, că probabil că vă veți da seama atunci domnul ministru, eu nu polemizez cu dumneavoastră. Eu am zis să rămână pe înregistrare că va fi așa cum spun eu. Nu vreau să spuneți altfel. Vedem cine a avut dreptate. Ok. Noi am consemnat. Vali are banda, cum se zicea pe vremuri la televiziunea română. Are banda, păstrăm banda și o confruntăm după aceea. Breaking news. Și de s-a consemnat. Poate că ar trebui să mergem înapoi la banda cu ceea ce spuneam eu atunci când s-a făcut modificarea la codul fiscal și s-a introdus taxa pe lux. Și am zis, bă, populiști am ajuns, frate, băgăm o taxă pe care nici dracu nu o va culege în condițiile în care noi nu suntem în stare să culegem taxele care deja sunt acolo, de luat. Ei bine, ce să vezi? Era 30 aprilie termenul în care trebuia să îți prezinți dacă aveai casă peste 500.000 de euro sau mașină peste 75.000 de euro, trebuia să-ți prezinți, să te prezinți pentru taxare. Ei bine, s-a amânat. Colega mea Bianca Ogacă știe cât s-a amânat și de ce s-a amânat. Bun găsit, Bianca!
Bună seara, bun găsit tuturor! Discutăm despre acea taxă care îi vizează pe românii ce dețin case și mașini scumpe. Ei bine, această taxă ar fi urmat să intre în vigoare la începutul anului, iar impozitul avea termen scadent, data de 30 aprilie. Potrivit reglementărilor, acei români care dețin locuințe mai scumpe de 500.000 de euro ar fi urmat să plătească un impozit de 0,5% pe suma ce depășește acest prag, iar același lucru ar fi urmat să se întâmple și în cazul românilor ce dețin mașini mai scumpe de 75.000 de euro. Vedem însă că în această perioadă executivul a decis să amâne această taxă pe lux, iar impozitul va avea termen scadent, data de 30 septembrie. Cei de la Ministerul de Finanțe au susținut că taxa nu a putut fi introdusă din rațiuni ce țin de domeniul administrativ și logistic. Practic, dă de înțeles statul că, în momentul de față, nu știe cine sunt acei români cu proprietăți scumpe. Da, n-au dat hotărârea de guvern, Bianca, asta este prima, adică metodele, aia, norma metodologică, și pe de altă parte, până la urmă, nici nu știi care valoare e valoarea. Aia cu care se impozitează local, aia de la notariat la case, la mașini, iarăși nu știi ce valoare să iei. S-o mie și una de întrebări care au rămas nerăspunse după legea, dar repet, e o lege populistă, nu de acolo se iau banii. Dacă ne uităm pe imaginele pe care le-am difuzat noi mai devreme, ați văzut foarte bine o grămadă de oameni de bine, de români, care cu iahtul, care cu mașina, care cu, ați văzut acolo, rând de mașini, case, palate și nu știu ce. Dom'le, eu am trăit în străinătate, domnul ministru. Și în străinătate este așa. În momentul în care eu mă afișez cu așa o treabă, fiscul începe să uite și vine și mă întreabă, bă, prietene, te-ai îmbogățit, bravo, bă, bă, eu mă bucur pentru tine că te-ai îmbogățit. Arată-mi și mie de unde te-ai îmbogățit ca să văd cu cât te-am taxat. A, nu te-am taxat? Nasol, pânaie. Plus că-ți luăm banii. La noi îi vezi pe stradă, că de-aia spuneam eu, domne, îi vezi, noi vedem, statul nu-i vede, singurul lucru, n-ai nevoie de lege. Te duci cu legea pe care o avem astăzi, ANAF, tu care ești ANAF, te duci la respectivul, îi bați la ușă și îi spui, mamă ce Lamborghini ai, tăticule, arată-mi și mie veniturile tale pe ultimii 10 ani. Da, aici, legat de această lege, eu consider că este un pas normal, un demers normal pe care guvernul l-a făcut prin această taxare suplimentară. Doar că, aveți dreptate, modalitatea în care se taxează și cum se evaluează aceste proprietăți și aceste bunuri mobile, bineînțeles că ar fi căzut în sarcina celor de la Ministerul de Finanțe. Păi n-ați luat încă banii pe ceea ce puteați să luați pe legea existentă și dați încă un act normativ care să sună bine pentru popor? Bun, știu că există o direcție specială pentru care în subordinea Ministerului de Finanțe care se ocupă de aceste averi de peste 25 de milioane și care trebuie să vină până la urmă și să dea explicații de ce unii sunt taxați. Păi sau da, încă o dată, îl văd pe omul cu mașina de șmecher pe stradă. Eu, ofițer ANAF, dom'le, mă duc și consemnez, iau numărul și consemnez. Bă, cine e ăla? Mitică Popescu. Foarte bine. Bă, cât a declarat Mitică Popescu anul trecut? 1000 de lei venit. Păi și de unde și-a luat dita mai bomba? Bun, știți foarte bine însă că o parte din acele mașini s-ar putea să nu fie pe persoană fizică și să fie înregistrate pe companii. Și păi măcar să-l verific de acolo, pentru că și acolo este o lege care spune că mașina este deductibilă doar dacă ajută în procesul de formare a produsului respectivei companii. Adică, încă o dată, legile există, nu sunt aplicate. E un proces care trebuie demarat de către cei de la ANAF și de la Ministerul de Finanțe, prin care să facă clar pentru toată lumea
o astfel de metodologie. Înainte de întrebare, domnul deputat, am o întrebare, am o întrebare foarte directă și impertinentă, o recunosc ca fiind impertinentă. Nu cumva această lipsă de a acționa are de-a face că foarte multe dintre aceste, sau bună parte din aceste averi, sunt fie la politicieni, fie la indivizi conectați cu politicienii? Este posibil să fie și acest motiv pe care îl invocați dumneavoastră, e posibil să fie, la fel de posibil să fie și nepricepere. Ieri era în studio doamnă deputat de la PSD, într-o emisiune tot la dumneavoastră la România TV, care spunea, ambiția lui Marcel Ciolacu este să digitalizeze ANAF-ul. Și i-am spus, doamnă, sunteți de 3 ani la guvernare, ați avut ministru de finanțe, acum aveți prim-ministru. Că ambiția asta cam cât să mai dureze? Adică asta demonstrează că această taxă pe lux a fost o lozincă populistă, dacă ei, deja când legea este în vigoare, nu știu nici măcar cum să o aplice, cum să o implementeze, de unde să o apuce. Nu știu, sincer, s-ar putea să fie și ce a spus dumneavoastră, dar s-ar putea să fie și habarnism. Domnul Cociș, da, din mai degrabă să cred că e... Vă rog, vă rog. Poate îl întrebați pe domnul Orban, că tot e membru în alianță și în partidul dumneavoastră. Întrebați pe domnul Orban ce a făcut, dacă el cumva a aflat de această taxă pe marile averi și dacă a făcut cumva ceva în sensul ăsta, pentru că a avut o perioadă destul de lungă cât a... Cât de lungă a fost? Ia spuneți dumneavoastră, cât de lungă a fost perioada? Păi, haide să vedem. Un an de zile. Un an de zile. Marcel Ciolacu este de 3 ani la guvernare. Au făcut mare lucru. Un an de zile în anul pandemiei. Atât a guvernat guvernul Ludovic Orban. Marcel Ciolacu, așa, PSD, este de 3 ani la guvernare. N-ați făcut nicio reformă. N-ați făcut reformă administrativ-teritorială. N-ați făcut reforma pensiilor speciale. A fost așa o glumă proastă. N-ați făcut reforma salarizării unitare. N-ați făcut nicio reformă și sunteți de 3 ani de zile la guvernare. Asta vă spun oamenii. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Avem 29 de miliarde deficit bugetar pe primele două luni ale anului. Bați o gamuscă în lapte între dumneavoastră, domnilor, domnul deputat, cu toată prietenia vă spun, când aia cu pensiile speciale era când a câștigat Orban și când Rareș Bogdan, pe vremea aceea, coleg cu Orban, a zis în 100 de zile... În 30 de zile. Rezolvăm în 30 de zile. Erați toți împreună atunci și erați acolo în cele 30 de zile și n-ați făcut niciunul în aia 30 de zile. În 45 de zile a trecut o inițiativă legislativă în Parlament, erau mai multe, au fost contopite și a trecut o inițiativă legislativă care chiar le elimina și CCR-ul a spus stop, nu se poate. Păi și de încă o dată, nu știați asta în momentul în care ați zis că faceți întâlnire? Nu, a spus Rareș Bogdan. Rareș Bogdan e la Parlamentul European, nu elimina el pensiile speciale, dar pensiile speciale pot fi eliminate dacă se dorește. Păi nu, dar era, era prim vicepreședinte al partidului al cărui membru erați și pentru așa care ați umblat și ați bătut ulițele ca să împărțiți pliante și să câștige. Adică ați fost într-o situație mai campanie. Uitați, vă dau un exemplu clar. Ok, CCR-ul a spus că nu se pot elimina pensiile speciale. Atunci PSD-ul a zis, domnule, dacă CCR-ul spune, nu le mai eliminăm și gata, doar ne facem că eliminăm peste 40 de ani. Dar eu am o inițiativă legislativă. Doar un pic, vă rog. Știm că nu se vor elimina. Un minut. Eu zic doar să le scoatem din discurs. Un minut. Doar un minut. Un ultim punct. Vă rog. Un ultim punct de vedere, vă rog. Un minut. Am o inițiativă legislativă în Parlament care spune așa. Partea necontributivă, pentru că pensia specială este făcută dintr-o parte contributivă și una necontributivă. Partea necontributivă să plătească măcar CSS pe ea. Am înțeles. Încă o dată, domnule ministru, o ultimă întrebare totuși. Explicați-mi de ce nu îl împingeți pe domnul Boloș. Sunteți un economist de marcă, ați fost ministru al economiei, de ce nu îl împingeți pe domnul Boloș în guvern să se apuce exact de chestia asta? Dom'le, fiecare mașină pe care o vede pe stradă mai șmecheră, fiecare iaht care apare pe social media, imediat notat, verificat, mers după el. Măcar așa, bucată cu bucată. Această solicitare a existat.
Doar că nu s-a făcut mare lucru. Și vă dau dreptate din punctul ăsta de vedere. Nici domnul Crăciun n-a făcut când a fost la Ministerul de Finanțe. În aceste cazuri, da, trebuie ca acest ANAF, care ar fi trebuit digitalizat de ani și ani de zile, acest ANAF care ar trebui să aibă o evidență foarte clară de la autoritățile locale a tuturor bunurilor, să găsească o modalitate prin care să evalueze aceste bunuri și să nu fie contestat. Sunteți cu toții cei care ați fost la guvernare o zi sau alta, sunteți cu toții acuzați că motivul pentru care ANAF-ul este nedigitalizat și nu se face este pentru că nu vreți. Arătați-mi mie, pe persoană fizică, cetățeanul Gogu, arătați-mi mie că într-adevăr vreți să faceți prin simplu fapt că începeți fără digitalizare să întrebați pe cei care au mașini șmechere, iahturi și avioane să vină să te conteze, să spună, bă, asta e ce am câștigat eu în ultimii 10 ani pe post de politician sau de muncitor la stat. Facem o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre... Despre ce vorbim? Vorbim despre fenomene meteo. Vă arăt un oraș care a luat 10.000 de fulgere într-o singură noapte. Nu plecați nicăieri. Mii de fulgere au căzut în Hong Kong într-o singură noapte. 10.000 de fulgere. Este un număr enorm care să cadă și dacă la toate astea punem și temperaturile mari pe care le-am avut luna trecută, dacă punem la asta și inundațiile care au fost și toate cele, nu ne duce decât la gândul cu schimbările climatice. Știu că mulți spun, domne, lasă-mă cu schimbările climatice, că nu-i chiar atât de rău, dar uitați-vă la ceea ce se întâmplă în lume. Climatologii de altminteri avertizează că în ritmul acesta nu poate fi oprit încălzirea globală. Vă propun să-l ascultăm pe profesorul universitar dr. Mircea Duțu, președinte al Universității Ecologice, care ne explică exact ce urmează. Asistăm în ultimii ani la o ofensivă a tehnicilor de geoinginerie, adică de modificare la scară largă a climei, de pildă, pe lângă această însămânțare artificială a norilor, vorbeam de acele metode de reducere a radiației solare, iar mai nou este în curs de desfășurare un proiect de plasare a unui sistem de 4.000 de oglinzi pe o orbită planetei noastre de altitudine mai joasă, care să capteze radiația solară și o să retransmită la centralele solare, așa încât să se asigure o continuitate în privința funcționării acestora. Ca atare, pe scurt, se dezvoltă în ultima perioadă și ca o soluție a faptului că se pare că ritmul încălzirii globale nu mai poate să fie stăpânit și singura soluție rămâne adaptarea sau o serie de proiecte deosebit de îndrăznețe la aceste tentative. Cel puțin unii spun că sunt la stadiu de cercetare, dar oficial s-ar putea ca experiențele să meargă mult mai departe, sub pavăza secretului industrial și fără îndoială și a scopurilor care nu pot să fie întotdeauna civile. Da, problema, domnule ministru, este că da, Uniunea Europeană face foarte mult, chiar uneori zicem prea mult în acest sens. Sigur, avem protocolul de la Kyoto, avem protocolul de la Paris, dar cu toate acestea,
doar 20% din economiile lumii, și ne referim aici la producție, nu la mărimea țării, 20% doar au programe care se referă la schimbările climatice. 80% n-au. Și mulți dintre cei, dintre cei 20% încep să spună, dom'le, păi oricum noi vom muri, pentru că ne omoară el de 80%. No, eu sunt în India. Da, eu sunt unul dintre cei care susțin că pe termen lung aceste programe de decarbonizare și de prevenire a schimbărilor climatice trebuie să continue. Chiar dacă într-adevăr există foarte multe voci care spun haideți să vedem cum facem ca să ne păstrăm competitivitatea. Să știți că aceste măsuri nu pot merge decât împreună cu niște măsuri comerciale. De eliminare sau de reducere a importurilor pentru aceste produse care nu respectă aceste principii. Dacă nu vom face... Dar n-aveți cum. Fizic, n-aveți cum. Pentru că dacă singurul loc în care se fac chipuri, de exemplu, este China, atunci degeaba stau eu să zic, domnule, hai că îmi reduc importul. N-am cum. Știți care sunt producătorii de echipamente care produc acele chipuri? Europenii. Europenii. Și atunci întrebarea este de ce aceste echipamente sunt duse în țări cum e China sau celelalte țări asiatice și nu începem să producem aceste produse aici. Să știți că România are un laborator de tehnologie la Politehnica București, unde testăm în acest moment noi tipuri de materiale, de materii prime pentru aceste chipuri. Și dacă s-a inițiat la nivel european acest European Chipset în care România va participa... Mai vorbim și altă dată despre acest lucru, că din păcate s-a scurs timpul. Noi ne revedem mâine la ora 19, până atunci continuă evenimentele aici la România TV. Violeta Romanescu vine cu o ediție specială. Bun găsit, Violeta, cu ce te prezinți? Bună seara, Nils, bună seara, doamnelor și domnilor. Colegii mei au realizat un interviu eveniment cu președintele Casei de Pensii, ziua în care intră pensiile pe card înainte de Paște. O să vedem și ce se întâmplă cu recalcularea tuturor pensiilor în exclusivitate, cum arată noile decizii de pensionare, dar și cine sunt pensionarii care vor beneficia de majorări de 80%. Avem noi informații și despre șoferul ucigaș care a fugit acasă și s-a baricadat. Scandalul polițiștilor ținuți la ușa criminalului, oamenii legii din nou la mâna judecătorilor. Sistemul lovește iar. O să vedeți întreaga poveste halucinantă la ora 20. Și veste proastă pentru românii cu credite în prag de sărbători. Continuă așadar sărăcirea românilor. Cresc taxele, impozitele, taxele și ratele. O să vedeți, doamnelor și domnilor, la cât vor ajunge. Pierderea proprietăților, de asemenea, este un subiect cu care o să discutăm împreună cu profesorul Coșa. Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, a cerut să iasă la pensie și a făcut cererea de pensionare. Câți bani va încasa? Profesorul Anton Hader îi calculează pensia președintelui. O să vedeți la ce sumă ajunge Klaus Iohannis. Și oamenii continuă să fie terorizați de urși. Au făcut dezastru în gospodării. Premierul martor la atacul urșilor. Camerele au filmat totul. Și stăm de vorbă și cu Elena Mateescu, directorul general al ANM, pentru că vremea se schimbă. De sărbători avem fenomene severe așteptate chiar în noaptea de înviere. Unde va ploua, vedem imediat. Vă aștept cu cele mai importante evenimente ale zilei.